Păi, invit să spunem cu toții, cu toată smerenia, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Frații mei, mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat cu harul Lui. Mulțumim Domnului care ne ține în mâna Lui și zilnic ne poartă povara. Zilnic ne poartă în harul Lui din biruință. A Domnului să fie slava în veci. Amin. Doresc din toată inima să stau la îndemâna Domnului și Domnul să vorbească acestor merușe. Amin. Domnul să vă vorbească. Dumnezeu să vorbească acestor oiți. Amin. Că sunteți moștenirea Domnului. Glorie Lui. Suntem ai Domnului. Aleși Domnului. Aleluia. Măriți să fie Dumnezeu să vă vorbească, să vă întărească, să plecăm de aici fiecare binecuvântați de Domnul. Amin. Și cu nădejdea în inimile noastre. Amin. Hai să ne oprim pentru început la un cuvânt care s-a scris la pagina din Biblie 900, la cartea Naum, capitolul 2, versetul 1, unde spune așa, pagina 900, că poate cartea o găsiți mai greu, pagina mai ușor. Pagina 900, cartea Naum, capitolul 2, versetul 1. Nimicitorul pornește împotriva ta Ninivie. Păzește cetățuia, ia seama la drum. Întărește-ți coapsele, adună-ți toată puterea. Amin, amin. Biserică, adună-ți toată puterea. Amin, amin. Până aici, citirea. Vreau să mă duc și în altă parte din Biblie, la un pasaj. Dar Domnul mi-a spus, oprește-te și în locul acesta. Slavă Domnului! Și doresc din toată inima să ascult de Domnul. Amin. Dacă Domnul mi-a spus să mă opresc și în acest verset, m-am oprit. Ce vrea Domnul să ne spună de aici, hai să ascultăm. Uitați-vă primul cuvânt care spune nimicitorul. Știm cine e, nu? Nu e Domnul. Satana. Spune aici, nimicitorul pornește împotriva ta familie. Vorbește, Doamne. Ascultați bine, că vă vorbește Domnul. Aleluia! Nimicitorul pornește împotriva ta, frate Ion. Nimicitorul pornește împotriva ta, soră Marie, soră Viorica și mai departe, cum te cheamă. Nimicitorul pornește împotriva ta, biserică. Vorbește Domnul. Frații mei, și până acum au fost pornit nimicitorul. Că n-am fost cruțați de lovituri, nu? Și până acum au fost pornit nimicitorul. Dar Domnul vrea să ne transmită un mesaj în ziua aceasta și să ne spună că acum nimicitorul este pornit cu toată armata, cu toate forțele care le are, cu toată folia, este pornit împotriva ta, împotriva familiilor, împotriva familiei și împotriva bisericii.
Și eu vă întreb, dacă lucrurile stau în felul acesta, ce-i de păcat? Te întreb, biserică, crezi ce îți vorbește Domnul azi? Amin! Credem ce ne-a vorbit Domnul până aici? Amin! Azi? Păi da, putem să vedem că nimicitorul a pornit cu toată furia, că pe unii caută să îi împingă în drogă. Și pe cine reușește să-l învingă în droguri, dacă numai Domnul să se îndure, să-i întindă o mână de aluare, că nimicitorul, de ce îi se spune nimicitorul, că pe cine pune gheara și nu scapă din gheara lui, ajunge nimicit persoana aia. Cine caută să se țină de droguri, cred că știți, atât de bine ajunge nimicit până la moarte. Ascultă bine, înțelege, nu ți-e milă. Poate ai soții, poate ai copii, poate ai părinți, poate acasă mămica și tăticul, poate acasă nu are pensie. Poate o duc mai greu. Așa-i? Auzi bine? Poate acasă părinții tăi o duc mai greu. Numai Domnul știe cum poate plăti curentul, cum poate să plătească de unde să adune niște bănuți să cumpere lemne pentru iarnă, dar nu mai greu. Și tu îți permiți să cheltui atâția bani pe o travă a satanei, că îți place ție? Nu ți este milă de mămica ta? Nu ți-e milă de tăticul tău? Nu ți-e milă de frații tăi? Nu ți-e milă de copiii tăi? Poate ești căsătorit și ai 3-4 copii, ai o soție. Nu ți-e milă de ei, nici de unul? Îți vorbește Domnul azi. Ascultă bine. Nu ți-e milă chiar nici de unul? Nu-ți pasă chiar de nimeni? Te uiți numai o țintă, droguri, fericire? Aceasta o consideri tu fericire? Nu se este milă, poate suferi în familia, poate suferi în soția ta, poate suferi copiii, poate suferi în familia, părinții. Chiar nu ți-e milă de mine? Chiar nu-ți pasă de nimenea? Chiar nu-ți pasă de tine? Fratele meu, nu-ți este milă nici de tine? Că te distruge nimicitorul. Nu-ți pasă nici de tine, nici de mântuirea ta, de sufletul tău. Chiar atât de jos ai ajuns, că nu-ți pasă chiar nici de tine? Doamne, fă trezirea astăzi. Amin. Știi că așa cum ești, ai venit aici poate atât de descurajat și ai zis, Doamne, dacă azi nu faci ceva pentru mine, dacă astăzi nu te oprești în dreptul meu, dacă astăzi nu îmi spui că mă ierți, Doamne, eu într-un timp scurt voi alege altceva. Voi decide altceva și voi termina cu toate. Dragul meu, nimicitorul e pornit împotriva ta. Ca să te facă să te sinucizi și să te gândești că dacă mor, o termin cu toate. Ascultă-mă bine. Moartea
nu-i scăparea ta. Dacă mori, nu se termină cu toate, ci din potrivă, de la mormânt încolo, este adevăratul chin, iadul, chinul veșnic, sau de la mormânt încolo, este adevărata fericire, viața veșnică. Aleluia! Dragul meu, ascultă-mă! Nu căuta scăpare prin moarte, prin sinucidere. Scăparea noastră nu e moartea, scăparea ta nu e moartea. Scăparea noastră este Hristos Domnul. Frați și surori, stimați prieteni, scăparea noastră este Hristos Domnul. Scăparea ta, dragul meu, care nimicitorul vrea să te nimicească, scăparea ta și a noastră, a tuturora, este Iisus Hristos, a Lui să fie slavă. Crezi că El poate lucra în dreptul tău în ziua de azi? Aleluia. Crezi că El vrea să-ți atingă în momentele acestea de tine? De mintea ta, de gândul tău, de inima ta. Crezi că Domnul vrea să facă lucrul acesta? Mărit să fie Domnul! De aceea ești tu aici. În ziua de astăzi, poate n-ai vrut, poate n-ai vrut să fii aici. Poate ți-ai făcut niște gânduri, niște planuri să mergi în altă parte, să ai altceva, altă problemă, altă ocupație. Dar ai simțit o mână, parcă te-o silit și a spus nu în altă parte, și vino aici în ziua aceasta. Această mână era mâna Domnului. Care te-a dus aici. Mâna Domnului. Care este atât de bună. Care mâna Domnului vrea să se atingă azi de tine. Crezi lucrul acesta? Nu sta ca o stâncă. Nu sta împetrită aici, soră, frate, prieten. Nu sta ca o stâncă, Doamne, eu nu vreau nimic, eu vreau să-mi continui ale mele. Oprește-te! Oprește-te! Nu te gândești că s-ar putea să fii tu ăla care a spus Domnul aici în această dimineață, a spus Domnul că nimicitorul caută să ucidă pe cineva prin droguri. Nu te gândești? Teme-te! Oprește-te! Nu te tem, s-ar putea să fii chiar tu pe care nimicitorul și-a fixat ținta. Să fii chiar tu să te nimicească. Și apoi alții să te pun într-o sicrie. Să fii trimis în țară. Nu te gândești la mântuirea ta. Nu te gândești că și tu ești tânăr și trebuie să trăiești. Ascultă de Domnul. Aleluia! E ziua întoarcerii. Aleluia. E ziua îndurării. E ziua izbăvirii. Aleluia! Mă asculți? Mă asculți bine tu care ești aici? E ziua izbăvirii tale. Aleluia. Domnul vrea să te izbăvească, să nu mai fii un rob la niște lucruri demonice. Ca să nu mai fii un rob la niște lucruri care sunt ale nimicitorului. Și începând de azi, Domnul vrea să fii un rob al lui Hristos. Aleluia! Ai auzit bine? Începând de azi, de acum, Domnul vrea ca să fii un rob al lui Hristos. Poate plângi. Poate spânge inima și spui, Doamne, nu pot. Doamne, am încercat de atâtea ori să mă opresc. Am luat atâtea hotărâri. Le-am călcat. Nu pot. Tu nu poți. Dar vrei să-L chem pe Domnul în ajutor? Tu nu poți. E drept. Ai călcat juruinți. Hotărâri care le-ai luat.
Necălcat ai trecut peste ele și iar ai continuat. Tu nu poți. Dar Hristos poate. Vrei să-L chem pe El în ajutor în momentul acesta. Acolo unde ești, acolo unde ești, vrei să-L chem pe Hristos Domnul în ajutor? Aleluia! Aleluia! Și Domnul vrea să te libereze în momentul acesta. Domnul îmi descoperă că este aici, nu unul, mai mulți de unul. Așa e că nimicitorul ți-o pus în minte și în gând ca să-și lași soția. Nimicitorul! Nimicitorul vrea să-ți nimicească familia și tu i-ai primit oferta. Dragul meu, Domnul îți vorbește. Aleluia. Viu e Domnul care azi îți vorbește. Aleluia. Viu e Domnul care astăzi am să spun ce El îmi dă să vă spun, că El vorbește. De ce ai primit oferta nimicitorului? Că El vrea să te despartă. Ești aproape de punctul divorțului, a despărțirii. Nu te gândești că rămân în urmă niște copii? Nu te gândești că rămâne în urmă o soție cu lacrimi și cu amar? Nu-ți pasă? Domnului îi pasă. Aleluia. Domnului este milă de copiii ăia, știi, soție, ție nu-ți e milă. Aleluia. Oprește-te. Oprește-te. Nu accepta lucrarea nimicitorului. Acceptă voia Domnului. Amin. Ajută-te. Iubește soția. Împacă-te cu ea. Iubește soțul. Împacă-te cu el. Aleluia. Aleluia. Biserică. Pe ziua împăcării. Dragul meu care ești aici. Dragul meu care ești aici. Astăzi e ziua împăcării. Domnul vrea să distrugă planul nimicitorului. Domnul vrea să oprească planul nimicitorului. Chiar dacă nimicitorul s-a pornit împotriva familiei tale. Chiar dacă caută să distrugă familia ta nimicitorul. Totuși este unul care poate să-ți vină în ajutor. Și acesta este nu păstorul, că nu poate nici el să-ți vină în ajutor. Nu comitetul, că nu poate nici comitetul să-ți vină în ajutor. Nu mai poate nici comitetul. Nu mai poate nici frață din adunare. Oricine ar încerca, nu mai poate. Dar totuși este unul care poate să-ți vină în ajutor. Care poate nimici, care poate zdrobi planul nimicitorului. Acesta este Hristos Domnul. Sângele Lui te poate ierta. Poate te gândești în inima ta, poate te gândești nu mai pot să continui. Nu mai am cum să continui cu soția. Mi-o depistat, mi-o aflat niște ascunzișuri. Am avut niște ascunzișuri față de soție. Mă gândeam că nu o să le știe niciodată. Dar mi le-au aflat. Și nu mai am cum. Mi-este groază. Nu mai am cum să continui familia în felul acesta. Crezi că Domnul poate să rezolve situația? Crezi că Domnul poate să rezolve situația? Aleluia! Tu care plângi aici, de o vreme încoace, tu care plângi aici și spui că nu se mai poate rezolva problema dacă e prea gravă, crede că sângele Domnului Iisus te spală, te curățește, te iartă. Chiar dacă nimicitorul este pornit împotriva ta, Domnul azi este aici și îl poate opri. Binecuvântat să fie Domnul. Îl simt aici pe Iisus. Aleluia. Biserică, Iisus este aici. Aleluia. Și El ne vorbește azi atât de frumos, aleluia, atât de cald, atât de blând. Știi de ce? Pentru că ne iubește. Aleluia. Și nu vrea
Mântuitorul nostru drag, Iisus, nu vrea ca să ne lese la placul nimicitorului. Nu vrea ca să ne lese de râs, de batjocură. Domnul Iisus vrea ca să ne vină astăzi în ajutor. Dragul meu tânăr, vrei să te oprești? Vrei să te oprești? Vrei ca de azi înainte să îți dai mădularele tale în slujba neprihănire, în slujba Domnului? Sau vrei să continui ca să te dai tu însuți în slujba păcatului? Ce alegi? Ce alegi? Astăzi este ziua împăcării. Și acum spunea Apostolul Pavel către Corinteni și spunea Corintenilor, vă rog ferminte, în numele Domnului, împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi este ziua împăcării tale cu Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să-ți vină în ajutor, să oprească lovitura nimicitorului? Împacă-te cu Dumnezeu. Aleluia. Împacă-te cu Dumnezeu. Mă auzi bine? Împacă-te cu Dumnezeu. Aleluia. Poate între tine și Dumnezeu s-a făcut un zid. Poate între tine și Dumnezeu s-a făcut un zid. Nu știu. Din greșelile tale, din poate păcate, poate problemele tale, dar din toate acestea s-a făcut un zid. Și te întreb, acesta zid între tine și Dumnezeu, cine îl poate dărâma? Îl poate cineva dărâma? Acesta zid între tine și Dumnezeu îl poate dărâma numai Hristos Domnul, jertfa Lui, îndurarea Lui. Mai vrea astăzi Hristos Domnul să dărâme acesta zid? Și între tine și Hristos să fie împăcarea? Aleluia! Sau vrei să rămână zidul acesta? Sau vrei nimicitorul să-și atingă scopul? Sau vrei ca nimicitorul să te lovească într-un accident? Sau alte necazuri, sau alte probleme? În ziua de azi, ce alegi, dragul meu, care ești aici? Aleluia! Aleluia, e ziua alegerii. E ziua împăcării cu Hristos. Aleluia. Ce alegi? Alegi ca nimicitorul să-și atingă ținta și planul? Să te nimicească? Sau alegi să te împaci cu Hristos? Ce alegi? În momentele următoare aș pune întrebarea. Este cineva aici care astăzi vrea să se împace cu Hristos Domnul? Este cineva aici care cu smerenie vrea să se împace cu Hristos Domnul? Ridică o mână! O mână s-a ridicat! Dumnezeu să te binecuvântează! Altă mână! Altă mână! Nu vrei să te împaci cu Dumnezeu? Aleluia. Nu vrei să te împaci cu Dumnezeu astăzi? E ziua împăcării. Aleluia. Oameni buni, frați și surori, prieteni, azi este ziua împăcării. Aleluia. N-am rânduit-o eu! N-a rânduit-o fratele pastor! N-a rânduit-o nimeni altul! Decât ziua de azi, care este ziua împăcării tale cu Dumnezeu, o rânduit-o Dumnezeu și de azi. Aleluia! Dă-mi voie să spun că Dumnezeu ziua de azi o numește ziua împăcării. Dumnezeu numește ziua de azi ziua împăcării tale cu Dumnezeu, cu Hristos. Nu știu ziua de mâine
pentru tine, pentru cine, pentru cine, pentru mine. Nu știu ziua de mâine, Dumnezeu, cum va numi-o. Poate Dumnezeu pentru tine să numească ziua de mâine ziua de cazul. Poate Dumnezeu ziua de mâine poate să numească ziua morții tale. Dumnezeu de cine? Poate în ziua de mâine, ziua de poi mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, Dumnezeu o poate numi luna în care medicii îți descoperă cancerul în trupul tău. Dumnezeu decide. Dar astăzi este ziua îndurării. Azi e ziua împăcării. Nu vrei? Nu vrei? Ca Domnul să te ierte? Aleluia. Nu vrei ca Domnul să te ia în brațele Lui? Nu vrei să te împaci cu Hristos? Aleluia! Aleluia! Domnul este în dreptul tău. În momentul acesta văd pe Iisus. În momentul acesta văd cerul deschis. Aleluia! Văd o mulțime de îngeri care laudă pe Domnul. Pentru decizia ta care a ridicat mâna. Pentru decizia ta care a ridicat mâna. Și în inima ta te-ai decis să faci o întorsătură spre Hristos Domnul. S-a deschis cerul și se pregătește pentru sărbătoare. Aleluia! Care vrea ca în cer să fie sărbătoare și din pricina Lui, ridic o mână. Care vrea să se împace cu Hristos Domnul. Care vrea ca păcatul Lui să fie iertat prin sângele Lui Hristos, prin jertfa Lui. Ridic o mână. Aleluia, fă-i un semn Domnului cu mâna. Fă-i Domnului Iisus un semn cu mâna și spune, Doamne, oprește-te și îndreptă mea. Păi un semn, Domnule, nu-ți fie rușine. Nu stai împietrit, de cine se rușine? Păi, Domnule, un semn cu mâna, o mână să mai ridică. Altă mână să mai ridică. Altă mână să mai ridică. Împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce stai împietrit? De ce vrei să pierzi? Împăcați-vă cu Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! E ziua împăcării! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aș vrea să vă spun că tot astăzi, care este ziua împăcării a noastră cu Hristos, tot azi este ziua împăcării a soțului cu soția. Nu te știu, dar îți vorbește Domnul care te știe. Vrei să-ți ierți soția? Dragul meu, nu ți-e milă de ea. Iartă-o. Spunea cineva, măi, s-ar putea în viața aceasta, în familie, între soț și soție, s-ar putea cândva la un moment dat, din dragoste, să se mai ducă, să se mai piardă din dragoste în familie, între soț și soție. Dar atunci când se mai pierde din dragoste, măcar să rămână, știți ce? Mila. Nu știu. Poate s-a mai pierdut dragostea. Din pricina unor probleme. Dar să facă Domnul să vină înapoi dragostea. Dar poate s-o mai pierdut dragostea. Dar ce întreb? N-ai vrea să rămână mila? Mă auzi bine? Să știi, dacă vrei să rămână mila din inima ta, să știi că nimicitorul nu-și atinge scopul. Dacă vrei să rămână mila în inima ta, să știi că nimicitorul nu-ți rupe familia. Nu te nimicește nici pe tine și nici familia ta. Și vei spune zilele următoare, azi
eu vor fi Domnului. Aleluia! Că ești în pragul nimicirii. Ești aproape ca Satana să-ți nimicească familia. Și dacă îți lovește familia, tu crezi că vei rămânea împreună cu Domnul? Satana va continua să caute și pe tine să te împingă în niște lucruri grave și va căuta să te nimicească termite. Caută să salvezi familia. Termite. Dumnezeu îți vorbește. Tu care ești aici. Tu care ești aici. Dumnezeu îți vorbește. Doamne, ai milă. Amin. Frați și surori, biserică, prieteni, amin. Amin. Numai Dumnezeu te poate ajuta. Dacă l-am întrebat pe fratele Iliuță, păstorul, frate, de câte ori n-ai plâns prin familie? De câte ori ai încercat și ai mers și ai căutat să salvezi o familie și n-ai reușit? Și ai plâns și ai făcut tot ce ai putut împreună cu frații de prin comitet și n-ai reușit. Cel ce reușește să oprească planul ilicitorului este Hristos Domnul, care azi îți vorbește. Amin. Și care azi este gata și care astăzi s-a oprit în dreptul tău. Amin. Și vrea să te ajute. Aleluia! Aleluia. Bucură-te! Primește-l pe El! Aleluia! Că e ziua împăcării! E ziua împăcării tale cu Hristos! E ziua împăcării tale, soră, cu soțul! Mă auzi bine? Poți să ierți? Poți să ierți? Dumnezeu să te binecuvântează. E ziua împăcării care Domnul a rânduit-o. E ziua împăcării tale cu copiii. Poate te-a omărât copilul prea mult. Și te înțeleg. Nu te condamn. Poate s-a făcut copilul rușine mult prea mult. Și te înțeleg. Nu te condamn. Dar azi este ziua împăcării. Părinților! Părinților, mamelor, taților, astăzi este ziua împăcării cu copiii. Amin? Ai spus poate, du-te băiatule, du-te undeva în chirie, du-te undeva unde știi, du-te undeva, ne-ai făcut multă rușine, prea multă, ne-ai făcut de râs. Și poate copilul a plecat și se întâmplă lucrurile așa de grave, și plângi mai mult ca la început. Dar n-ai vrea să-l suni? N-ai vrea să-i dai un telefon? Și să-i spui, băiatule, fată, azi e ziua împăcării. Hai să lăsăm totul în urmă și să fie ca între mamă și fiică. Să fie ca între tată și fiu. Să fie liniște, să fim o familie. Să te întorci la Domnul. E ziua împăcării. Aleluia, aleluia. Amin? Spune mai departe. Păzește cetățuia. Ia seama la drum. Frații mei, Domnul vrea să ne spună păzește cetățuia. Măriți să fie Domnul. Doamne, cum să păzesc cetățuia? Mă uit, timpul aproape a trecut. Mă scuzați că un pic mai întârziem un pic. Dar viu e Domnul că trebuie să vă spun tot ce îmi spune Domnul. Îngăduiți-L pe Domnul. Aleluia. Aleluia. Că noi suntem frați, prieteni. Dar hai să îi permitem Domnului, să dăm voie Domnului să ne spună ce vrea să ne spună. Că e ziua împăcării. Frații mei, ziua aceasta, ziua împăcării. Nu e așa oarecum să o luăm așa cu ușurință. Trebuie să o luăm în modul cel mai serios. Și cu toată smerenia. Și uitați-vă ce vrea Domnul să ne spună mai departe. Păzește-ți, frate, cetățuia.
Sora mea, păzește-ți, păzește-ți cetățuia. Doamne, fă-mă să înțeleg, ce să păzesc? Ființa întreagă, ființa întreagă, care spune că noi suntem templu, nu? A Duhului Sfânt, noi suntem o cetățuie, nu? Că dacă ne biruim pe noi, mari să fie Domnul, noi suntem o cetățuie, păzește-o! Hai să ne oprim la un cuvânt din Ieremia 9, cu 21, unde spune așa, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Frații și surori, păziți-vă cetățuia, păziți-vă mintea, păziți-vă mintea sănătoasă, păziți-vă cugetul curat, păziți-vă inima curată. Biserică, frați și surori, tineri și mai încolo de tineri, că nu numai e tineri, și aia, mai așa, păziți-vă cetățuia, căci moartea s-a suit pe ferestre și a pătruns în casele noastre împărătești. În care casă? Aia în cărămidă? În aia au pătruns moartea în casele împărătești? Noi suntem casa împărătească, nu? Și pe unde pătrunde moartea în casa împărătească? Pe unde? Pe fereastră. Și care fereastră pătrunde? Unde avem noi ferestre? Uitați-vă! Pe aici, prin ochișori, pătrunde moartea. Dacă nu suntem atenți, moartea pătrunde pe fereastrele noastre. Doamne, păzește-ne! Cred că m-ați înțeles. Cred că ați înțeles. Dumnezeu să vă binecuvânteze că Domnul ne spune astăzi marele mesaj și ne spune păzește cetățuia! Frate, soră, păzește-ți cetățuia! Amin. Amin! Ia seama la drum, ia seama la drum, nu te duce prin orice locuri, nu-ți permite să te duci prin orice locuri, ia seama la drum, Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Amin. Amin! Că dacă ai mers într-un loc murdar și urât, și Domnul ți-a spus, eu cu tine acolo nu mă duc. Și-a spus Domnul, ia seama, că dacă se mai întâmplă odată, e problemă. Și n-ai ascultat. Te-ai dus din nou, n-ai vrut să iei seama la drum. Ai repetat, ai repetat. Și în ziua aceasta, Domnul, care este un Dumnezeu a îndurării, în ziua de azi, Dumnezeu, care este un Dumnezeu care oferă omului încă o șansă. În ziua de azi, Dumnezeu îți oferă încă o șansă și îți spune răspicat și clar. Oprește-te, ia seama la drum. Ce direcție are drumul tău? Direcția care mergi. E direcția mântuirii. E direcția împărăției lui Dumnezeu, dragul meu. Dumnezeu îți vorbește și îți spune, ia seama la drum. Amin, amin. Aleluia. N-ai vrea să fii un pic atent? N-ai vrea așa un pic să verifici situația, să te uiți la indicatorii pe drumul care ești, la lucrurile care ți le-ai permis, la lucrurile care ai spus că nu-s păcat. O bere fără alcool, nu-i păcat. Aia lantă, nu-i păcat. Vinul, nu-i păcat. Aia lantă, nu-i păcat. N-ai vrea să te uiți drumul pe care ești.
indicatorii, unde te duc, câte ți-ai permis, n-ai vrea să iei seama la drum? Aleluia! N-ai vrea să te oprești? N-ai vrea să faci o întorsătură în viața ta? Dumnezeu să te binecuvânteze! Domnul spune că ziua de azi este o zi a împăcării. N-ai vrea să te împaci cu Hristos? Ceartă-te cu berea! Ceartă-te! Ceartă-te cu vinul! Aruncă! Ceartă-te cu vinul! Ceartă-te cu alte lucruri demonice și slabe! Dar astăzi împacă-te cu Hristos! Aleluia! Alege lucrul acesta! Alege lucrul acesta! Ceartă-te cu păcatul și cu tot ce este rău! Dar împacă-te cu Hristos! Aleluia. Te rog, în numele Domnului, te rog, fiorbinte, tu care ești aici, împacă-te cu Dumnezeu! Amin? Amin? Eu rămân aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am înțeles, spunea fratele meu, că să ne rugăm și pentru cei bolnavi. Nu așa, fratele? Da, sunt doriți. Sunt doriți. Cum spunea fratele, el va continua și va spune ce mai este de făcut mai departe, dar tu care ești aici, înțelege. Împacă-te cu Domnul. Amin. Știi că Domnul azi te va vindeca. Aleluia. În urma împăcării. Aleluia. În urma ascultării. În urma smereniei. Știi că Domnul azi va face o minune. Aleluia. Dumnezeu să te binecuvânteze. Frații mei, vă încredințez în mâna Domnului. Dumnezeu să fie lăudat. Că este aici. Amin. Și este la mine. Amin. 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 Domnul să vă binecuvânteze.